Astăzi mă întâlnesc cu fetele de la Fabulous Baskets. Alina. Bună. Și Loredana. Bună. Cum, de când și de ce tocmai în București? În primul rând ne-am născut în București. Am copilărit aici, ne-am plimbat amândouă cu aceeași bicicletă. Este locul în care ne simțim acasă, locul în care vrem să aducem puțină culoare. Am început acum 6 ani cu 10 modele de coșuri de răchită. Erau simple, naturale, nu erau colorate. Am văzut că au succes coșurile de bicicletă și am zis ok, de ce să nu le facem un pic mai fancy, de ce să nu le aducem un pic de culoare, de ce să nu le punem huse. Și de la câteva modele am ajuns astăzi, suntem la 100-120 de modele de coșuri de bicicletă. Cred că cel mai frumos moment pe care l-am trăit a fost când am văzut prima dată pe Calea Victoriei o bicicletă care avea un coș Fabulous Basket. Ce fain. Și eram cu un grup de prieteni, nu l-am văzut inițial, și prietenii mei au zis, Alina, uite, este o bicicletă cu un coș Fabulous Basket. Sau când te sună mama și îți spune că a văzut pe stradă o bicicletă care avea coș. Mama, avea coș de bicicletă de la tine! Ce vă face totuși să mergeți mai departe? Faptul că în continuare primim feedback-uri foarte bune de la clienți, că sunt foarte mulți clienți care ne spun, mi-am cumpărat bicicletă special să pun un coș de bicicletă de-al vostru. Wow! Invers! Da, e exact, e invers. Și faptul că știm că nu am ajuns încă în punctul în care putem să oferim tot ce se poate oferi. Știm că în continuare noi putem să creștem și putem să venim cu lucruri și mai bune, și mai de calitate, și mai wow. Aici avem un coș de bicicletă alb, cu o hosă tradițional românească. Și oricum pe partea asta de tradițional, cu huse tradiționale românești, naturale, cred că au cel mai mare succes. Bun, deci dacă Fabulous Baskets ar fi un landmark al Bucureștiului, un loc reprezentativ Bucureștiului, cu ce l-ai asocia mai degrabă? Cu ce astfel de loc? Cel mai potrivit loc și cel mai bun loc de plimbat cu bicicleta în București este Calea Victoriei. Este locul unde poți să scoți bicicleta cu un coș Fabulous Baskets, să te oprești în diverse locuri, de exemplu grădina din spatele Palatului Stilbei, un loc unde te simți conectat cu natura. Care au fost hopurile sau provocările sau greutățile mai de la început de drum, să zicem? Sunt sigur că sunt hopuri și acum. Da, sunt. Sunt și am avut... În primul rând, cerințele clienților, care câteodată erau așa un pic ciudate și nu știam cum să le răspundem, nu știam cum să abordăm problema. Dacă ar fi să dați un sfat unui om care vrea să devină un antreprenor în București, unui om care la început de drum are o idee de afaceri, ce i-ați recomanda ca de început de drum? Să plece un pic urechea la clienți și să le asculte nevoile. Noi nu am început practic ca un business pe Fabulous Baskets, am început totul dintr-o joacă. Și da, și am crescut și datorită clienților, care de fiecare dată au venit și ne-au spus, dar dacă ați face, sau eu am nevoie și de asta, puteți să faceți. Și atunci, automat, că ne-au venit și mai multe idei și am putut să aducem și mai multe produse. Cum sunt, de fapt, produse coșurile? Cine le produce? Cum se produc? Avem mai mulți colaboratori, familii, persoane care încă mai știu să împletească răchită. Noi nu știm să împletim, noi două, cu toate că ne-am dorit și am zis mai rău că o să mergem să învățăm și noi să împletim coșuri. Este destul de dificil, adică nu e ceva simplu, durează câteva ore să împletești un coș. Unde vă găsesc oamenii produsele? Unde vă pot găsi? Cum dau de voi? Dacă vă scriu un mesaj, unde? Cum? Foarte simplu, site-ul nostru este fabulousbaskets.ro. Bun, hai să punem un coș și pe bicicletă, și pe bicicleta mea. Okay. Nu-mi dau seama dacă îi place, nu prea comunică cu mine. Pixie, îți place?